venim cu rugăciune înaintea Domnului și în pasajul acesta, chiar dacă e un pasaj simplu, în lumea, să zic așa, creștine sunt biserici care spun că Domnul Iisus n-a mai avut frați și surori, biserica ortodoxă crede lucrul acesta și cea catolică crede lucrul acesta, și sunt biserici care își întemeiază învățătura pe Scriptură, și am citit doar un pasaj în direcția aceasta și în care spune foarte clar că Domnul Iisus avea frați și avea surori. Și sunt și alte pasaje în Biblie care vorbesc în felul acesta. Când Domnul Iisus a primit vestea aceasta, mama ta, frații tăi te caută, sunt aici, au venit după tine. În altă parte spune că nici frații lui nu credeau în el. Domnul Iisus întinde mâinile spre ceilalți și spune, mama mea, frații mei, uite aici. Toți cei ce ascultă, toți cei ce fac voia lui Dumnezeu, acela nu este frate, soră și mamă. Nu suntem frați pentru că, eu știu, avem alte legături, suntem frați pentru că avem pe Domnul Iisus Hristos. Amin. Suntem frați din Covasna, din Rădăuț, din Turda, din Baia Mare, frați în Domnul Iisus Hristos. E un nume, un cuvânt nou în lucrul acesta. Să fim frați cu cel atotputernic. Auziți? Înfiați de El. Binecuvântați de El. Pe El îl lăudăm în seara aceasta. Amin. Și Lui ne închinăm. Hai să ne închinăm.